O secundă, domnul Bogdan, dacă mă ascultați un pic. Am dat bună ziua. V-am invitat astăzi pentru a participa la ședința ordinară, astăzi 10.12.2019. Și înainte de a începe ședința ordinară, ar vrea să supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința ordinară din data de 29.11.2019. Cine este pentru? Potriva, abține. O să dăm citire ordinii de zi, după care o să supunem aprobării. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții la data de 10.12.2019. Inițiator este domnul primar Cioroabă Gheorghe. Apoi proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pentru anul 2019 la capitolul C. Investiții, poziția 11, corect? Inițiatorul domnul primar Cioroabă Gheorghe. Apoi avem un proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 11.000 de lei pentru acordarea de cadouri preșcolarilor și școlarilor din comuna Horgeș, județul Bacău, în programul Pomul de Crăciun 2019. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție aparatului de specialitate al primarului comunei Horgeș, județul Bacău, inițiator primar Cioroabă Gheorghe. Și 5 întrebări și interpelări. Supunem la vot ordine de zi. Nu sunt suplimentat cu nimic? Nu. Rețeaua școlară nu? Probabil că trebuie o extraordinară, nu știu. Păi da, dar trebuia dat până pe 11. Ați vă răspund. O să vă răspund, domnul primar. Acum noi ținem pe aprobare, ce avem? Ce avem? Cine este pentru? Eu așa am făcut o remarcă ordine. Da, spuneți. Și anume că invitația a fost datată cu data de 4 decembrie, deși noi abrim hârtiile pe 5. Și ședința a fost, s-a luat în considerare, văd că ea să fie una ordinară și mă așteptam ca la ședința ordinară de pe luna decembrie să avem proiectul de taxe și impozite pe anul 2020, proiect care, deși de 4 ani solicit că el să fie pus în dezbatere publică și legea obligă pe el să stea 30 de zile lucrătoare în dezbatere publică, nu este pus nici la această dată. Domnul consilier, la întrebări și interfinări putea să vă puneți întrebarea asta, nu știu, acum... Asta este ordinea de zi, noi o supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Vom începe cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții la data de 10.12.2019. Domnul primar, aveți cuvânt. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ați primit în mapă atât raportul cu compartimentul de specialitate, cât și referatul de aprobare de către subsemnatul. Venim în fața dumneavoastră cu prezentarea judicare, dorim să putem achita niște cheltuieli pe care se vor face la nivelul comunii Horcești, sume pe care inițial n-au fost prinse sau au fost prinse în alte capitole. O să vă întrebați dumneavoastră de ce o să mă gândim așa târziu. Noi tot am așteptat o rectificare bugetară din partea de la guvern. Inițial, în prima fază, nu am primit niciun leu. Pe data de 5, nu, doamna contabilă, când am primit hârtia cu cei 48.000? Da. De 5 am primit, 5 sau 6 am primit 48.000 de lei. Nu am modificat prezentul proiect de hotărâre și cu suma respectivă, pentru că se mai așteaptă, zicem noi, la nivel de județ, discuții de a face plata și la proiectele din PNDL, plățile pentru PNDL, inclusiv PNDL. Să primim și suma pentru situațiile de lucrări depuse la Ministerul Dezvoltării pentru școala Sohoto. De aceea, în
cursul săptămânii bănuiesc o să primim și sumele respective, noi avem depuse două situații de lucrări, urmând ca săptămâna viitoare să ne mai întâlnim o dată pentru rectificare bugetară. Ca să închidem și subiectul cele ridicate, suplimentare ordine de zi cu începând impozite și taxe. Într-adevăr, noi lucrăm la proiectul de impozite și taxe, la ora actuală nu este definitivat, urmând ca să-l punem spre dezbatere în cel mai scurt timp, iar la sfârșitul lunii decembrie, să putem să stabilim impozite și taxe pentru anul 2020. Deci, cu alte cuvinte, vă spun că veți mai primi invitații cel puțin încă de două ori la participare la ședința Consiliului Local. Iar referitor la problema cealaltă pe care ați ridicat-o dumneavoastră, domnul Consiliul Bucnaru, da. Noi avem aici referatul, noi am discutat cu cei de la inspectorat. Problema este în felul următor. Ceea ce ne solicită dumneavoastră, pe care noi ne-am făcut aici, bine, noi am trimis adresele către reprezentante celor două școli. Nu ne-am adresat aici, numărul. Aici, numărul adresat. Nu, adresa. Nu, nu. Adresa ce spune, exact. Nu, adresa din Anitari. Nu, nu, adresa din Anitari. Dar haideți să vă explic până vine oficial, în care ne, nu spune un, zice, un proiect de hotărâre pe care să-l înaintăm către inspectoratul școlar pentru a primi avizul de avizului conform. Urma avizului conform dat de către inspectoratul școlar județean, vom înainta în fața dumneavoastră pentru proiectul de hotărâre, pentru a da drumul la hotărârea de Consiliul Local, dar fără avizul, deci asta este o solicitare de către inspectorat pentru rețeaua școlară din cadrul Comunii Horgești, pentru a reuși, ne-a trimis o machetă, pentru a dânsi să ne dea avizul conform. Am aici o oficială din care spunem felul următor. Transmiterea proiectului de rețea școlară, însoțit de un raport argumentativ pentru structura rețelei școlare locale propuse să funcționeze anul 2020-2021, cu solicitarea privind emiterea avizului conform, subliniat și cu litere. Deci, realizarea proiectului de rețea școlară de către Consiliul Local și transmiterea proiectului respectiv. Noi de... Da, pentru noi astăzi vreau să facem discuția la diversă, dacă ați discutat, hai să discutăm acum. Viața e clar, știm despre ce este vorba. Asta? Deci dumneavoastră veți completa macheta aia. Deja eu am adresa făcută, aștept să discutăm. Să o vă dea avizul, după care noi întâlnim o să stabilim să intrăm în ședința, ultima ședință pentru... Da. Deci e clar treaba, ați înțeles mesajul. Știm. Mulțumesc. Vorba, da. Ok. Referitor la sumele, ești doamna contabilă, o să... Discutăm, sunt niște sume pentru apă și canalizare care trebuie să prindem din bugetul propriu, deci sunt, care sunt neeligibile. Iar o să vă răspundem exact, concret și punctual asupra, dacă aveți întrebări, vă putem răspunde. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnul primar. Avizul comisiilor, vă rog frumos. Cer scuze, domnul președinte. Să-mi dați avizele la... Păi și ești... La secret? Verbal. Verbal, era discuția la... Domnul președinte, am scuzat cu vorba. Cer scuze că am întârziat un pic. Nu e nicio problemă, luați loc. Mulțumesc. Ați întârziat, de pe asta ieși, se face. Să vădăm afară, nu putem. Aveți dreptul. Știu. Fiecare să avem discutat ceva. Ok. Cu banii ăștia. E normal. Pe juridică. Păi uite, am uitat și eu. Îți scrie la cuvânt? Pe... Ok, lăsăm să deschis atunci.
13. Acum suntem 14, da? Da, aveți cuvântul, domnule. Primul rând, doamna contabilă, vreau să vă întreb dacă ați reușit să faceți ceva în ceea ce privește execuția bugetului. Nu. Nu. Haideți să o discutăm la luna 3, la luna 6, la luna 9. Am văzut cei 7.000 de lei pentru garție și primării. Această investiție n-a fost făcută anul trecut. Bă, haideți să vă răspund. Mă aștept la anul ăla. Gardul din împrejurul sediului primăriei s-a făcut în anul 2018. În primă fază s-a făcut cu plasă bordurată. La un moment dat am venit cu o... modificare în care am venit cu un act adițional în care am stabilit să punem gardul ăsta de fier forjat. Problema este în felul următor. Dacă țineți dumneavoastră minte, noi am avut anul trecut bani pentru gard. Nu s-a făcut, și nici până la ora actuală nu s-a făcut, recepția la terminarea lucrării. Pentru că sunt niște probleme pe care noi le-am ridicat constructorului, la care le-au făcut, acum urmând să se facă documentele pentru definitivarea prezentului proiect. Ideea este că anul trecut banii alocați s-au dus în fondul de rulment, anul ăsta i-am luat din altă parte și alocăm. S-ar putea ca și ăștia până la sfârșitul anului 2019 să nu să definitiveze lucrarea. Deci. Și atunci se va duce iar în fundul de rulment, că nu avem ce face. Deci nu s-au plătit. Deci s-au plătit în primă fază partea de cum să vă spun, calitativă, cum se numește, recepție calitativă, deci mai materialul, dar rămânând în plată suma pentru definitivarea lucrărilor, deci la terminarea lucrărilor și, bine, cu bune execuții nu discutăm, că n-am ajuns încă la partea de garanție de bune execuții. Constructorul, fiind o sună, bănuiesc eu, zic eu, cu ghilimele de rigoare, infirmă, poate pentru 5.600 de lei sau cât mai este, nu mi-a făcut câteva adrese către dumnealui pentru a definitiva acest obiectiv. Urmează să-și facă documentele, să le putem înainta în cadrul percepției. Trebuie să invităm și pe un reprezentant al ISC-ului și atunci în situația asta să. Noi am prins banii ăștia în ideea că în cursul lunii decembrie constructorul să vină să-și facă documentele și noi să avem posibilitatea să plătim. Pentru că era frumos să vină să facă și noi să nu avem posibilitatea să fim în grădinița de la Răcătău, văd suma de bani. Bun. Deci banii se mută de la investiții în grădinița Răcătău, da. La amenajare locuri sanitare. Da. Locurile sanitare nu sunt... Bun. Haideți să revenim. În acel proiect în care... Corect. Până la urmă trebuie să vină cu hârtiuți ca să vă dau urât. Bun. Dar până ca să vă spun ceea ce... cu gata date concrete, o să luc pe doamna de la achiziție să ne spune exact. Bun, grădinița Răcătău, la nivelul actual, este la stadiu de proiecting. Suntem în desfășurarea desfășurării pentru achiziția, pentru execuție. Problema este în felul următor. Banii sunt alocați acolo, vă dați seama, nu au fost alocați din prima. Din motive obiective, subiective, nu s-a dus la îndeplinire și partea de execuție. Noi, ca și conducerii, am discutat și pentru amânarea, și am găsit clemență la... pentru amânarea până în primăvară a lucrările, ordinul de a începe a lucrările, că nu ne putem apuca la ora asta. Și atunci, venim cu propunerea de a muta cei 166.000 de lei la amenajare grupul sanitar Răcătău. Bun. Aici o să vă puneți întrebarea firească pe care v-a spus-o dumneavoastră. De ce totuși, dacă totuși avem bani de la guvern, de la Ministerul Educației? Vreau să vă spun că banii primiți pentru școala Răcătău este de 135.000 de lei. Am început să le învăț aproape. Valoarea
proiectului. Deci aici intrând și proiectare, și avizare, și toate cheltuielile pe care noi le-am făcut până la ora actuală și le-am depus la Ministerul Educației, până acum nu s-au luat bani, așteptăm. Iar valoarea construcției conform proiectului este vreo 2 miliarde și ceva. Ideea este în felul următor. Ei au, nu știu dacă am terminat recepția cu aia. Așa. Deci la Răcătău am făcut prima parte de recepție ca să putem da situații de lucrări la Ministerul Educației, să putem beneficia de diferența de bani de la 135, nu știu cât, nu știu exact. Dacă vreți, v-am spus, vă dau date concrete, în jur de 26.000, parcă. E partea de proiectare și cu avizare. Iar diferența rămâne să o plătim, că pentru că din urma discuției și cu comisia de care am mers la recepții, situația și din discuții, și eu am fost, am vizitat șantierul, este destul de avansată situația la grădinița Răcătău. Urmând ca noi să putem plăti, școală. dacă există, la școală, Răcătău, nu la grădinița, mă iertați, la amenajarea grupului sanitar Răcătău. Și de aia venim cu propunerea de a muta, având în vedere că la grădinița Răcătău, v-am spus, nu putem face lucrări decât abia în primăvară, și să mutăm suma respectivă la amenajare grupului sanitar școala Răcătău. Asta ar fi propunerea noastră. Deci dumneavoastră ne spuneți că Guvernul României asigură cu finanțare sau sprijină aceste toalete, construcția lor, dar doar într-un anumit plafon. Bun. Suma respectivă, da, haideți să vă răspund, pire și normal. Deci suma primită, dacă îmi dați voi, pot să răspund. Domnul președinte, vă rog frumos să mai vorbesc ca personante. Lăsați-l să-și spună ce are de spus și să răspund la final. Ce e asta? Suntem Domnul primar. Eu vreau să vă ajut, dacă nu vreți, să las la ei. Vă rog, dacă să vă pun întrebările care sunt dispuse, mă răspundeți. Domnul Crețu, un răspuns vă dau eu acum. În momentul când o să am nevoie de ajutor, dumneavoastră... Dar nu-i vreau de ajutor, mulțumesc. Aici vorba de mulțumesc. Ce spune legea. Mulțumesc. Vă rog frumos. Domnul Crețu, bună, nu se termina. Haideți să facem o paranteză. Două ore mai pune. Dacă îi lăsați, era gata. Domnul Crețu, eram gata. Domnul Crețu. Vreți să vă citesc ce atribuții am? Da, citiți. Vă rog, că altfel trecem la avertisment, vă dau afară din ședință, dacă nu aveți chef. Domnii mei, haide, eu cred că nici nu privești. Domnul este sfidat cu voce. N-are voie să vorbească la persoana întâi. Dacă domnia lui n-are nicio problemă, domnul primar, să vorbești la persoana întâi. Un picule, haide să vă spun chiar pe următor. Nu mai, gata. Îmi dați voie să pot răspund ca să ne edificăm cu toți, că până la urmă întrebarea poate interesează toată lumea. Nu neapărat. Păi, da? Bun. Ideea este în felul următor. Deci, suma primită, revin, eu am spus, este de 135.000 de lei. Dacă obiectivul cu tot, cu proiectare, avizare, tot ce trebuie, expertiză și tot, și cu execuții, costă aproape 300.000 de lei. Noi ce facem în momentul ăla? 295, nu știu. Da, domne. De ce vă speriați? Trebuia să facem 1.300.000. Dacă vreți, mai plătim și restul ne oprim, dar omul deja am dat drumul. N-are rost să ne oprim acum, dar trebuia să facem de suma care era. Păi, dar încăperi acolo n-au fost. Bun, și rămânem, cum să vă spun, rămânem cu construcții începute și nefinalizate. Domnul primar, în final dumneavoastră veniți cu propunerea de suplimentare și de plată a lucrărilor. Nu, eu vin cu propunerea de rectificarea bugetului luat de la grădinița, păi, e posibil ca la sfârșitul decembrie. Dacă vine cu situații de lucrări definitivă, se va face recepție finală, să-i dăm banii omului. Asta e ideea principală. Da. Mulțumesc. Întrebări mai aveți, domnul Dămoc? Nu, am înțeles ce-i vorba, dar de asta zic, înseamnă că ne-am întins prea mult la costuri. Da.
Erau și variante mai puțin costisitoare. Dar n-am făcut noi costisitoare, domnule. Există un proiect care proiectantul stabilește valorile. Dacă se mai întâi cineva la cuvânt pe proiectul numărul 1. O singură întrebare așa vreau eu, domn primar. Da, spune domnul. Banii ăștia luați de la grădința Răcătău, înapoi cum îi mergudeți asta? În bugetul local de anul 2020. Da, am înțeles. Să punem la vot proiectul numărul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Mai avem de un sistem. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul privind aprobarea modificării programului achizițiilor publice pentru anul 2019 la capitolul 5, poziția 11, inițiator domnul primar, pe roama cu domnul primar. Da, mulțumesc domnul președinte. Practic, într-un fel sunt legate cele două proiecte. Deci e vorba de modificarea programului de achiziții publice, asta cred că pot fi mulțumim pe doamna. Cheltuielile aferente proiectul alimentare cu apă, canalizare și stații de depurare, lucrări de construcții, valoare estimată fără TVA. E vorba de două, deci exact cum am explicat, cred, luna trecută, dacă țin minte, sau ședința trecută, în cursul lunii noiembrie s-a semnat un act adițional cu valorile, cu noile valori, ale proiectului tehnic, proiectului privind apă și canalizare. Și aici vine modificarea și în partea de planul de achiziții, în programul de achiziții, a modificării respective. Ați avut actul adițional pe care l-am semnat pe 18-11-a, iar bugetul de finanțare se modifică așa cu cheltuielile aferente. Da. O să vă rog să ne comunicați avizul comisiilor. Favorabil. Votăm de la fel fiecare consilier să se exprimă. Nu. Scrie la cuvânt. La cineva? Da, o să-mi lista deschisă, domnul... Vreau să vă întreb din nou, am întrebat și din toate lucrurile. Da. Dacă ne puteți prezenta ceva concret în ceea ce privește sprijinul, un eventual sprijin pentru asigurarea cofinanțării acestui proiect. Și anume, concret, ce demersuri ați făcut în acest sens și ce răspunsuri ați primit? Da, v-am spus că deocamdată n-am făcut niciun demers. Nu v-am spus data trecută și nici la ora actuală. Așa, guvernarea. Deci pe bugetul de anul... Deci bugetul de anul 2019 a venit discutat. Noi să facem solicitări, dar mi s-a zis că am făcut... Suntem la momentul când... Am solicitat atât la rectificarea din septembrie, parcă, cât și la rectificarea de acum, nume de cofinanțare pentru Alba Ștuna. Deci există aceste cereri. Da, poate ne le-a prezentat și domnul președinte. Da. Mulțumesc. Domnul Prețu, aveți cuvântul? De la început am fost de acord cu acest proiect, cu realizarea acestui mare simt pentru Comuna Borgești, lucrare apă canal. Sunt supărat, sunt chiar foarte supărat că Borgești nu este cuprins. Cred că suntem singura comună din țară, sper să mă greșesc, în care localitatea de ședință de comună nu este trecută pe acest plan. Mi-aș dori de susțin acest proiect, să fiți clar în ceea ce spun eu, mi-aș dori să știu dacă se fac demersuri, dacă se gândește cineva să facă demersuri, ca și localitatea Borgești să fie trecută pentru acest proiect. Mulțumesc. Se mai scrie cineva la cuvânt? Dacă nu, supunem la vot proiectul numărul 2.
proiectul numărul 2 de pe ordine de zi este pentru. Împotrivă, abțineți. Mulțumesc. Dar dacă domnul primar să ne răspundă totuși. Adică mie. Spune domnul, mă iertați, eu făceam un calcul aici. Eu făceam un calcul, mă iertați, n-am văzut atent. Da, spuneți. Eu am mai discutat chestia asta. Pentru Borges, din momentul în care domnul Dancă, îmi pare rău că nu este îndemnit, a făcut ce a făcut. Bun. Atenție, haideți să reluăm discuția asta, că am mai reluat-o în ședință de Consiliu, dar o reluăm. Dacă discutăm... Discutăm clar. E vorba de master plan, e vorba de aglomerație umană și un anumit număr de locuitori. Asta o sta la baza proiectului pilot, care suntem în desfășurare. Referitor la solicitarea dumneavoastră statului Horgești, eu cred că am mai prezentat. Am avut discuții cu consultant pentru master plan să prindem și statul Horgești la un proiect de alimentare cu apă. Dar în afară de discuția asta, am rămas la stadiul de discuții. Deci nu așteptăm să prindă în master plan și să putem da drumul la următoarea... Eu am spus cam puțin, sincer. Bun. Eu vă spun ce s-a făcut. Nu s-a făcut nimic, ca să vorbim clar. Trecem la proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 11.000 de lei pentru acordarea de cadouri preșcolarilor și școlarilor din Comuna Horgești, județul Bacău, în programul Pomul de Crăciun 2019. Avizul comisiilor. Juridic avizul pentru Pomul de Crăciun? Da. Favorabil, da? Înscriere la cuvânt. Aveți cuvântul, domnul consilier. Din nou, simplu remarcă și anume faptul că acest referat de aprobare înainte era expunere de motive. E identic de 3 ani de zile cu aceleași greșeli gramaticale. Știm că lumea e foarte ocupată, nu e timp, dar măcar 2 greșeli gramaticale care apar an de an la același proiect ar putea să fie remediat. Am mai avut noi o discuție în cadrul comisiei, un alt coleg a spus că, bine, la proiectul ăsta nu e chiar cazul, dar toate documentele sunt identice. Și nu credem că și primarul, și compartimentul de specialitate, și toată lumea gândește identic și așterne pe hârtie același lucru. Asta a fost prins la părinți, ce copia de acolo. Domnul Popov, vă rog, dacă vreți să vă scrieți la cuvânt. Atât, mulțumesc. Domnul Popov, vreți să spuneți ceva? Nu, domnule, n-am nicio mulțumire, mi-e de bine. Nu, aveți domnul, domnul Popov, la fel, dacă m-aș putea să termină. Nu, eu niciodată n-am fost în primul la... Să zic aceste inițiative foarte bune sunt pentru tineretul nostru, pentru copiii noștri, dar ce spune domnul Dămoc, vreau să spun eu. Așa că încheie aici și mulțumesc că m-ați ascultat. Noi avem 3 de nou. La fel, ca un sfat, domnul primar, ce va rămâne în plus, să găsiți o modalitate de a le distribui urături. Și eu o să vin aici la voastră acum. Noi sperăm să vă rămână, da? Am zis în cazul care. S-a solicitat, am cerut exact copiii care, dar de fapt cred că știți. Da, dar am avut dat. Vorba domnul ăsta de a zis în cazul în care, am zis. Da. Consilier ceva? Nu. Domnii consilieri și domnii... Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, supuneți pe aprobare și proiectul numărul 3, cine este pentru? Mai aveam ceva de spus, da, în sfârșit. Votez-te. Bravo. O să merg la divers un pic. Da. Vă trebuie să abținem, nu aveți. Nu. Mergem la proiectul numărul 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcție a aparatului de specialitate al primarului Comunei Horgești, județul Bacău. Domnul primar, vă rog, aveți cuvântul. Da. Prezentul proiect de hotărâre este inițiat în urma celor 2 proiecte aprobate în noiembrie. Privind regulamentul, nu? Regulamentul de funcționare a serviciului și reorganizare. Acum, modificarea care vine în fața dumneavoastră, cu care venim noi în fața dumneavoastră, este inițierea serviciului voluntar pentru situații de urgență. Dacă dumneavoastră, așa cum vă spuneam,
în discuția purtată în ședința anterioară, noi până actualmente avem compartiment SVSU. Bun. Actualmente, conform ordinului 75 pe 2009, va trebui să avem serviciu voluntar pentru situații de urgență, serviciu care va fi subordonat direct primarului și consiliului local, dacă vă dați dumneavoastră, este pus între cele două. Între cele două înseamnă cu Consiliul Local, dacă aveți schema organigramei și primar. De urmare, modificarea denumirii funcției practic de execuție în cadrul compartimentului, din cadrul compartimentului, din referent în SFSVUS, modificarea acreditarea serviciului, practic asta este modificarea, ideea de acreditare, și anunțarea cu legislația specifică de ceea ce v-am spus, ordinul care stă la baza înființării serviciului public de situații de urgență. Cam asta ar fi referitor la înființarea prezentului serviciu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Nu mă o întrebare, să intru. Când avem înscriere la cuvânt. Vreau să la când vă scrieți la cuvânt. Avem nevoie de avizul comisiilor, vă rog frumos. Juridic. Cine poate să ne dea avizul? Juridic îi plecați. Așteptăm atunci. Comisia nu are un singur membru la juridic, nu? Da, este pentru, nu? Pentru. În comisie. Buget? Da, da. Păi noi n-am luat în discuție, cum e de competența comisiei noastre. Nu e vorba de cheltuiere de bani, de probleme de astea. Și n-am luat în discuție, dar fiecare spune cu... Așa se va întâmpla și la comisia de învățământ. Cine se scrie la cuvânt? Întrebare pentru domnul Crețu. Să vedem ce se mai scrie domnul Crețu. Mai e cineva care se scrie la cuvânt? Domnul Crețu, aveți cuvântul. Lista rămâne deschisă. Consider că serviciul ăsta voluntar pentru situații de urgență este un serviciu foarte bun pentru comuna Borgeni. Mi-aș fi dorit să știu cu cine intrăm în ora asta. Avem oameni care vor da examen sau va fi numit direct de domnul primar. Știu că mi se va spune că se va merge la concurs. Mi-aș dori ca acel concurs să fie transparent. Să știm și noi cum s-a desfășurat. Cine a intrat în ora? Vreți să vă dau un răspuns? Nu, vă rog frumos. Deci, concluzia mea este că se încearcă, am înțeles că ăsta e un post care va fi plătit, în primul rând. Nu răspundeți, domnul primar, ci merg până la capăt. Dacă va fi plătit, trebuie să găsim și un om, într-adevăr, care să merite acei bani. Mulțumesc! Domnul Dămoc, răspundeți la după ce... Păi cine răspunde? Răspunsul și nu dat dumnealui, cu retoric întrebarea. Dar nu se răspunde pe bucățenii, domnul președinte. Se răspunde la final. Vă rog frumos, când se termină total, nu se spune. Nu credeți un poate să președinte, puteți să stabiliți. Nu, acum sunteți președinte și vă rog frumos să respectați legea. Și cu asta am terminat. Nu vorbim la persoana întâi, nu? Tocmai de aia l-am întrerupt pe domnul primar și am spus la final înseamnă după ce... M-ați înțeles, eu mă exprim... Nu, n-ai înțeles nimic din ce spun eu, asta mă deranjează. După ce termină toți funcțiile ce am spus, domnul primar m-a răspuns... Dragă, eu mă adresez dumneavoastră cu pronume de politieții, nu știu dacă știți ce înseamnă. Nu știu dacă ai înțeles și vă rog frumos, ați avut, ați fost înscris la cuvânt, mai aveți ceva dispus pe tema proiectului. Vă rog frumos să-mi țin cont și eu. Poate sunt două întrebări cu același răspuns. Să știți că vă dau un ultim avertisment să nu mai umblați cu de a crea scandal în timpul. Eu cred scandal din tot, să creeze... Altfel vă fi nevoie să vă supun pentru a treaba afară din sală. Domnul Dămoc.
Schimbați guvernarea. Nu, domnule, că aveți cuvântul. Lăsați guvernarea, că nu vă interesează. Domnul, vă interesează. Ba, trebuie să vă interesează. Aveți cuvântul, domnule. În primul rând vreau să fac remarca că de fiecare dată când discutăm proiecte care bănuim că o vizează direct, doamna viceprimar folosește sala. Nu este prima oară. La fel și când s-a discutat de acel teren de la Repetău, ședința trecută când a avut proiect de hotărâre din nou n-a fost prezentă. Deci doamna viceprimar și îmbănuiește că există un potențial conflict de interese și practic îmi confirmă faptul că acest post este unul cu dedicație pentru soțul dumneei. Deja s-a făcut chiar m-am uitat din nou pe plățile și și specifică exact. Deci domnul Tenea Cristian a făcut în iunie cursuri de șef SVSU. Deci el a prevăzut oarecum viitorul, știa că o să fie necesar în primăria Porgești acest post și domnul Tenea și-a făcut cursul necesar. Aștept, sincer, ca în momentul când acest post va fi scos la concurs, domnul Tenea să nu se înscrie, dacă mai există un pic de onoare și de corectitudine în comuna Porgești. Asta aș aștepta de la domnul Tenea. În rest, eu o să mă abțin la acest proiect până vom avea și în comuna asta un pic de dreptate. Mai există oameni care ar merita și poate să câștige o pâine și să muncească în primăria Porgești, nu numai familia Tenea. Mulțumesc! Da. În primul rând, nu înțeleg cu subordonarea asta a serviciului ăsta către Consiliul Local și Primar. Nu înțeleg de ce nu e vorba la toți subordonarii, că nu mi se pare normal. O scol de la 2 stăpâni cam complicat. La spitele mie, de fiecare ce am spus. Și a doua problemă. De 4 ani de zile, prindem un organigram în cele 32 de posturi, administrator public și compartiment audit public intern, care o să vor ocupa. Dar le aveam în schemă. Dacă totuși nu se poate și nu le ocupăm și nici nu avem, cred că nu este nevoie de administrator public, asta am discutat-o de atâtea ori, iar în compartiment audit, un auditor să angajeze la primărie, va fi foarte dificil. Suntem obligați, avem post. Da, dacă sunteți obligați, dar de administrator public nu este obligatoriu. Ar trebui înlocuit cu un alt funcționar care poate să fie ocupat cu un referent sau cu ceva acolo, la un compartiment unde este necesar. Sunt atâtea posturi vacante în organigramă. Tot în limita celor, în statul de funcții, tot în limita celor 32 de posturi. Dacă nu e necesar administrator public, deci totul ținem aici, așa? Sau cred că ar trebui să mai complice primarul, să mai aibă. Mai aduc încă un șef în primărie, pe lângă el, un fel de supraveghetor al funcționarilor și așa mai departe, că administratorul ăsta public, nu știu, la o comună ce rol poate să aibă. Cam astea ar fi problemele. În legătură cu subordonarea asta și în legătură cu... Iar în ceea ce privește angajarea și Consiliul Local aprobă organigrama și statul de funcție. Angajatorul este primarul. El că este obligat să respecte legea privind angajarea personalului din aparatul de specialitate. Corect. Dacă nu respectă, dar că are cine să-l tragă la răspundere. Există inspectorat teritorial de muncă. Sunt atâtea organe care pot verifica legalitatea desfășurării unui concurs sau examen privind ocuparea unor posturi din administrația publică, din aparatul de specialitate al primarului. Da. Domnul Bogdan, ați vrut să luați cuvântul? Nu. Trecem să punem la vot proiectul numărul 4, cine este pentru. Împotrivă? Nu, am întrebat, împotrivă. Nu. Abținere, o să mă duce să abțin. Ce mi-ai de lucrat, domnule? Eu am fost... Trecem la punctul numărul 5 al ordinii de zi, întrebări și întrebări. La abținere? Da. Deci 3 abținere avem, da? Domnul Crețu, domnul... Deci nu am zis, am mâncat să mă abținere.
Trecem la punctul numărul 5, întrebări și interpelări. Înscrierea cu cum vă rog. Domnul Budaru, da, mai avem înscrieri? O întrebare. Nu, n-am ajuns la treaba asta. Acum mă uit să văd dacă se mai înscrie cineva. A trecut, da? Da, sigur. Ideea că mi-ați dat cuvântul de jur. Nu. Ești prea greu. Da, rămâne aici. Domnul secretar, vă rog, aveți cuvântul. Pentru domnul primar, îmi amintesc că în primăvară, nu mai știu exact în ce lună, s-a aprobat regulamentul de funcționare, sfințarea serviciului de asistență socială și atâtea propusesem acolo și discuții cu UNICEF, vine, sprijin, chestii, un serviciu, îngrijire, bătrână, domnicii. Deci, stați voi proiectul ăla? Da, la urmă, de eu mi-am da, dar n-am cerut acum, domnul. Nu vorbim la persoana întâi, vorbim la persoana nu știu care. Domnul Pisecaru? Domnule primar, au fost montate tuburile alea care au fost aici, au fost montate pe șanțul, deci s-au făcut podețe. Deci s-au pus pământul înapoi. Problema e că trebuia pus niște piatră deasupra. Nu știu dacă mai este loc acum și timpul necesar. În momentul când se urcă o mașină sau un tractor, începe, rămâne împotmolit pe un podeț dintre ăla. Atât am avut spus. Da, ok. Domnul Bunaru? Da. Vreau să vă întreb dacă știți ceva, este contract de zăpezire și cu ce dată ar fi pe 252A? Păi umblam mașinile deja. Pe drumul județean vă referiți? Drumul județean, da. Pe drumul județean. De exemplu, ieri la Răcătău, cred că ați observat, a fost sticlă pe jos. Până pe la ora 10 dimineața. Să știm de la ce dată au contractul, n-au intervenit. Când am ieșit, am văzut că era pe sticlă test. Da. Da, s-a dus unul prin lucru. Domnul Bunaru, mai aveți o întrebare? Domnul profesor, mai aveți o întrebare? Atât, domnul. Domnul Tăvălic, aveți cuvântul? O întrebare, domnul primar. Tot mă întreabă oamenii, mai extind rețeaua electrică, în coași din sus, de la pod acolo. Păi, da, este proiectul. Și altă problemă aș mai avea de spus că se termina anul. Vreau să știu și noi. Mai votăm un avocat de ăsta să ne dăm bani, mai avem proces, poate să finaliza. Mai aveți întrebări, domnul Dulică? Atât, am da. Domnul Crețu, aveți cuvântul. Dar nu știu, aș mai spune, dar nu spune. A, eu am fost cel care a făcut acest punct la ordinea de zi. Mie îmi pare lucrul ăsta. E, nu se rezolvă, oameni. Deci a murit un om aici în Borgec, poate nu știu. Nu știu. Noi nu avem marcaj. Și vom, eu bănuiesc, va trece domnilor consilier, un pic de atenție. Va trece iarna asta și marcajul pe județeană nu va fi făcut. Nu avem semnalizare, limitare viteză la intrare din, în Horgeș, dinspre Văleni. Dacă mulți dintre noi, și bănuiesc că foarte mulți, suntem șoferi. Nu este normal. Să mai zic și de Rigola de la primărie, să mai zic și de Fântâna de la Catolici. Nu mai zic. Mulțumesc. Deci nu doriți un răspuns la ele, dacă nu... Ba da, ba da, vreau să văd dacă totuși e una din ele iese pe unda verde. Hai să vorbim clar. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc. Mulțumesc azi. Și eu. Doamna Vici? Domnul consilier, este o problemă în comună. A fost săptămâna aceasta o situație la Ghiodi Georgeta, despre care știm toți, a luat foc hornul, au fost pompieri, au spus, s-a reparat. Problema este mai mare, că mai sunt câteva gospodării în acea situație sau poate mai grav. Una fiind și cea de la Răcături de Jos, din partea altă la Cifra, îl cheamă. Deci ei, oricând acolo există riscul să ia foc locuința. La Georgeta, cum e prevăzut în hotărârea Consiliului Local, s-au dat tot despre, a primit un ajutor de urgență de 1000 de lei. Eu zic, haideți
să spunem și noi asta, până la urmă vin eu sau domnul primar sau cum face, să putem acorda un ajutor doar pentru construit hornul sau făcut ceva la persoanele acestea, că vă dați seama, mai ușor este să prevenim, să-i ajutăm să facă niște hornuri, la cifra el e și în căruțul cu rotile, acolo e dezastru. Chiar și domnul Boboc îmi spunea săptămâna trecută că și nu au sursă financiară să facă acea lucrare la hornul. Și zic, decât să le dăm apoi bani și dacă ia foc casa, vă dați seama, rămân și sunt și copii și cum căruți. Haideți să vedem ce putem face să-i ajutăm să nu existe riscul de a lua foc casa. Că e iadă și e începutul, putem spune, până în martie. Și să stabilim aici, în funcție de ce stabilim, să venim, sau domnul primar, sau cu noi, consilierii, cu un proiect de hotărâre, să vedem cum putem să ajutăm, să identificăm, am vorbit și cu domnii de la, de la asistență socială, sunt câteva cazuri, cel puțin, pe loc, atunci mai când a discutat, au fost 6-7 cazuri, presupun că o să fie cel puțin 10 cazuri. Aici, întrebarea nu e neapărat pentru domnul primar, cât pentru noi consilierii și cum considerați. Acum știți fiecare și cum e bugetul și situația, dar să vedem că e mai rău, apoi dacă le ia foc casa, trebuie să găsim și loc unde să stea și... Cifra, dacă vreți să-i ajutați, dacă nu au domiciliu aici, puteți să-i ajutați? Nu știu dacă au domiciliu. Știu că au făcut buletinul până la urmă și au ales, era expirat, da, s-a făcut de anul trecut, au fost cei de la primărie, au ajutat, a fost cu mașina primăriei, le-au făcut, deci... Deci acolo e dezastru. A trebuit să existe o propunere din partea cuiva. Da, am zis să vedem că... am zis sau din partea primară, dar... Păi care ar fi propunerea, domnule? Mergem toți să-i facem hornul? Da. Îi dăm bani să facă hornul? Facem, nu. Discuția este dacă să inițiem un proiect de hotărâre, să acordăm un ajutor pentru asemenea situații, că o să fie mai multe, că vă dați seama... Pe ajutor pentru ce? Pentru curățarea hornului? Dar n-au deloc, domnule, la ei n-au mici, e dezastru acolo la... N-au casă, n-au casă, cum să-ți spun. În primul rând, să știi că trebuie să-ți curăță vorbă. Dar, domnul președinte, dacă voi ești intervenit cu proiectul... Da, haideți să-ți termini doamna vice cu bătău. Ce este problema? Știți, acum aș vrea să știți mai multe cazuri. Bun, deci... O hotărâre acum în Consiliul Local, nu știu dacă se poate lua pe loc. Să stabilim necesar, să vadă ce sunt acolo din cheltuieli, care este partea legală a lucrărilor și veniți cu un proiect și o să fim de acord categoric, nu o să lăsăm oamenii să stea în stradă. Doamna Savin? Da, ajutor de urgență. Dacă mai vreți să spuneți ceva, vă rog. Doamna Savin, vă ascult. Un ajutor de urgență pentru fata lui Varciu Maricica, care are probleme pentru o perioadă de ochelari. Costă în jur de 4.000 de lei. 4.000 de lei pe ochelari? Da. 400? 4.000. Nu, nu, nu. Știu, știu. Da, o să răspundă, domnul primar. Da, știu. Mulțumesc. Domnul Boboc? Da. Domnul consilier, cu privire la familia Năcăjă de acolo de Bistipol, doare că... Cifra, da. Rog pe domnul primar să încerci să facă niște demersuri, să se aducă mobilul în, domnule, nu caz, caz aia, că ia foc. Ia foc, n-ar de nimic. E ca o șură de pare. Îngheață copiii de frică acolo, parcă e lovită de branduri, de americani, casă. Am fost la americani pe demolare. Eu am fost acolo multe de mai nenumărat, ori vă putea confirma și domnul Mihai de la Răzătate. Domnule, trebuie făcut niște demersuri, nu știu unde, domnul primar să se intereseze, aducă un mobilon, să... că pare copiii de frică în iarna asta. Domnul Boboc, un container. Container. Un mobilon, domnule, eu știu de un mobilon, ăla un mobilon. Așa se zice. E cum așa, un vagon, să stea acolo până în primăvară, iar în primăvară rog pe cineva de aici din Consiliul Local să se facă de metru, să aprobe o sumă cu aprobarea Consiliului Local ca să li facem două cămeruți la oamenii aia, două cămeruți, și cu ajutor umanitar, de la noi, de la oamenii, pune de un milion, două, să facem ceva. Dar cu pentru iarna asta nu coș trebuie, un mobilon, că îngheață lângă coș. Casa-i spartă, pisti tot, zgăuri, pisti tot, n-are ce să facă cu coșul acolo. A, ce foc de geam. Am vorbit aici în Consiliul Local, dar vă rog frumos, că nu e în Ungaria, nici în Belgia. E aici pisti pot, 3 km, duceți-vă cu mașina, vă uitați acolo, nu vă bate nimeni. Vedeți ce să facă un coș acolo de foc. Că nu va nici n-are și băgat măcar de somn.
Sunt niște oameni reduși mental, puțin în cultură, și ei nu știe că vine iarna și casa e spate. Moare acolo, să zic, moare înghețat de frică și apoi vine pe la primărie pe aici și zic, cum că le dăți oameni aici? Nu v-ați uitat că e o familie, vai de capul lor. Asta ar fi, mă gândeam că s-au orientat oamenii de copul la noi, unii vrea să facă capre, unul ied, unul cal, dar nu se gânde la problema aia de acolo. Și eram gata să trădească 100 și ceva de milioane de cărțile noștri, că vor să joace capre. Dar acolo, după aceea, mă rog, iar n-așa de frică. Cam atâta. Tinde mâna aici să te văd contins, așa te vrea. Da, acum... Da, nu, răspund dacă nu mai sunt interpelări. Referitor la, da, trebuie să ajutăm oamenii ăștia. Dar referitor la locul pe care stau ei, din câte exact. Știu eu, asta eu asta vreau să... este a apelor României, deci practic deci, ei stau ilegal acolo. Dacă domnii vin mâine și îi scoate la stradă, pot să-i scoate pentru că legea este de partea lor. Ia copiii, 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 mai sunt interpelări? Mai avem pe domnul Dămoc. Aveți fundul. Domnul primar, există o statistică câte persoane sunt locuiți acum, dincolo de pod unde spuneți că terenul nu mai... Deci oamenii stau practic în teren care nu le aparține, nu? Deci, există o statistică câte persoane locuiesc în zona respectivă? Da, normal că avem statistică, statul e că tot e jos. Bun. Deci toate persoanele care stau, toată... Inclusiv și sud. Și zona afectată și dezafectată. Și neafectată. Noi trebuie să avem în vedere lucrul acesta pe termen lung, pentru că inevitabil probabil la un moment dat se va produce. Da. Iar acei oameni va trebui găsit o soluție pentru ei. Da. Și în afara subiectului, poate ne voiam să-l întrebe domnul secretar sau domnul primar cine poate să ne lămurească în privința anulării celor două concursuri și dacă ne puteți motiva ce s-a întâmplat. Da, atât, mulțumesc. Da. Dacă mai e cineva? Domnul Gigeru a fost la dumneavoastră Macovei? Macovei fiind cine, domnul? Dintre țigani, una Macovei care are un băiat handicapat. Nu e Macovei, domnul? Cioroagă se numește, iar cu mine, domnul. Cioroagă spune Purei. Eu o cheamă Cioroagă, nu Macovei. Nu te iei vechi. Eu știam de Macovei. În fine, Macovei o cheamă de bărbat. În fine, nu asta e. A fost mătrimat la poartă. A fost și la mine. Da. Încercați să o ajutați. Bun. O să vă prezint. Am ajutat-o noi, domnul primar. O ajutat-o altcineva. Am pus acolo, am pus grinzi tot acolo, am cerut ajutorul penticostalilor la Sogdor, au venit și au făcut 25 de zile de muncă acolo, o turnat. Asta e bun de primar, iau, spune domnul, o secretar. Necondiționat. Domnul, vă rog frumos, vă comentați după fiecare consiliere, atunci chiar îți pierd. Domnul primar. Adică în ordinea a avut... Primam și eu, vreau să vă adresez două întrebări. Păi eu deja m-am scris aici, da, în fine. Păi nu v-am pus o întrebare. Da, discutam cu cazul de cifra. Să mulțumesc candidat. N-ați rezolvat problema malului de pământ de acolo, de la intrarea către biserica penticostală și vă rog să trimiteți buldozerul împrăștiați de acolo. Chiar vă rog frumos. Trebuia să fie lucrurile să dacă îl împrăștii, faci un mâl acolo. Facem așa, facem înapoi. Le ia cu cupa, și duci în altă parte. Am înțeles. Avem soluții. Da. Vezi că ți-am adus diploma. Unde? Ei, și la mine. Nu vreau să văd, dar data viitoare. A sfârșit domnul Bunar, v-am ascultat. Vă rog frumos, să-mi termin. Domnul Cristian, da. I-am atras de vreo două ori. Îl am în vedere până la urmă. Și către doamna Vici am o întrebare. Știu că data trecută n-ați fost la proiect inițiat dumneavoastră, probabil că n-ați avut timp, ați avut vreo problemă de rezolvat. Vă amintiți că eu am așa o problemă cu pubelele astea, în discuțiile pe care le-am avut atunci la timpul respectiv, spuneați că nu se pot achiziționa și da către cetățeni cu comodat, pentru că comisia, cei de la, care vă verifică de la finanțe, și anume auditul ăsta, vi le impută. Cum de-ați găsit așa o soluție după 3 ani ca să le puteți achiziționa și
să le dați cu titlul gratuit oamenilor acum. Mulțumesc. Haideți să dai răspunsul, că am avut o singură întrebare, pot, domnul primar? Da, de ce nu? Deci asta n-a fost ideea proprie, am luat și noi ideea de la alte primării. Nu știu dacă contează neapărat de mine și nu, sunt foarte bine. Nu, dar e păcat că așa după 3 ani v-au venit ideile astea. V-am spus, e da. Luată de la altă primărie. Nu s-a dat, ați văzut, s-a făcut proiectul cu Horgeș cu mână curată, sub marca aceasta a fost acolo. Se pot acorda sub contract de comodat. Nu, deci întrebarea mea a fost simplă. Atunci nu s-a putut, atunci, da, acum se pot, deci, da, fără să intervină Curtea de Conturi și fără să aibă vreo problemă cu dumneavoastră. V-am spus ceva și atunci. La momentul respectiv n-am avut cunoștință de această modalitate. Înseamnă că nu ne-am interesat și n-am vrut să facem 3 ani lucrul ăsta, adică să ne interesăm. Mai există și modificări legislative în 3 ani. Da. Deci bine. Nu e, nu că n-am vrut să ne interesăm, că ne-am interesat. Interes a fost, dacă nu era interes, nu veneau nici cele 500 de pupele care au venit. Dar cu titlul gratuit ce este altceva. Păi nu, dar acelea să știți că n-au venit ele așa, s-au fost luate. Eu, doamnă, nu știu despre ce este vorba. De aceea vă spun, nu că n-a fost legislația s-a schimbat. Da, să-mi arătați, chiar vă rog să-mi arătați punctul ăla de lege care am modificat lucrul ăsta și v-ar fi recunoscător. Mulțumesc. Bine că se dau... Cotie, corect, n-am zis nimic în privința asta, dar... Da, pare așa mai ciudat. Da, mulțumesc. Domnul președinte, citind acel comodat, contract de comodat. Nu mă mai învățați. Domnule, nici ați avut cuvântul. Ați avut cuvântul, ați vorbit. Suntem răi. Cineva găsește o soluție. Hai să... Domnule, n-am zis că am găsit o soluție. A găsit o soluție cam târziu. Putea mai demult să fie rezolvată problema, nu că a găsit o soluție. Vă spun sincer, pentru că ați intrat exact unde mă doare pe mine. Da, știu. Vorbiți mult și când nu vreau. Vorbesc mult, așa, dar vorbesc clar și la obiect. De soluție putea fi găsită oricine. Categoric. N-am zis că de ce a venit din partea de oameni. Se pare că am găsit. Nu, am zis că... Nu, contează. Crezi că chiar mă supăr. Chiar mi-a părea bine. Să ascultăm pe domnul primar. Da, domnul primar. Mulțumesc. Haideți să dau răspuns. Domnul Păstică, mică, regulamentul de asistență socială, într-adevăr, l-am aprobat, am aprobat și înființarea, n-am aprobat, da, și înființarea a trebuit să, serviciului respectiv, a trebuit să venim cu propunere, pentru că la ora actuală nu avem posibilitatea. Număr postul de serviciul respectiv și ne-a trebuit, din punctul meu, din punct ce discut eu și m-am interesat, cu asistent social cu studii superioare, cel care va fi șeful centrului, șeful serviciului. Deci nu avem cum să dăm ca așa serviciu neavând îndeplinind condițiile respective. Avem în vedere chestia asta în momentul când... Dar și așteptăm să vină omul să termine nu știu ce ca să punem șef? Păi să le avem pe toate făcute și în momentul când se scoate postul la concurs, vine unul ca să... Acreditarea serviciului se face pe baza unei persoane care are studii superioare de asistență socială. Da, serviciul a fost propus în cadrare. Da, de aici. Nu atâtea persoane... O să venim cu propunere din cadrare, da, dar sunt aia de acreditare a serviciului. Da. Da, tuburi de, într-adevăr, piatră. La ora actuală e cam tardivă chestia cu piatra. Eu zic că e bine că am pus tuburi. Da, este foarte bine. Un pas înainte urmează și piatra. De acum un an, anul ăsta, nu sunt. De ce să ne ascundim că nu se poate? Contractul de 252A. Au mai ridicat chestia asta. Chiar astăzi am avut, sincer, și eu probleme la mersul pe drum. Eu am să facem telefonic și după aia o să solicităm și știți exact firma care se ocupă. Poate, firma și perioada exact, de când până când. Da, firma... Să știi pe cine sunăm toată ea. Ați înțeles. Păi... Da.
reprezentanții, nu neapărat firma. Am înțeles. Din păcate, din păcate, nu cam la frică. Până acum am vrut rigole și acum ne-am la frică. Bine, bine. Apropo tot de ce zice la altul drojdețean. Nu se închide, din asigurările pe care le am, la și la solicitările pe care le-am făcut, pe linia noastră de... Doamne, dar au obligația să-l dezăpezească în caz. Da, dar din la ora actuală nu există, pe hotărârea Consiliului Județean, drumul 252B nu este închis. Bun, atunci. La solicitările noastre nu s-au închis. Tot nu pe acolo mă învățați să că e prețul de zăpezirea. Păi asta am zis, da, asta l-am întrebat. Dacă nu e închis, să-l aibă contract. Același lucru nu întrebați, tot pe tu, mai are cineva același lucru. Care e prețul domnului? Eu sunt aici, domnul ăsta, la domnul Buzulic, intrarea de cea electrică, v-am spus, noi am făcut... Am mai discutat chestia asta, două proiecte, două studii. Domnul Căliman se adresează întrebări, dar nu se ascultă răspunsul. Dar când dați voie să răspund. Se pun întrebări, dar nu dați voie să răspund. Am depus la ora actuală două studii de fezabilitate pentru câte ANRE. Rezultatele sunt negative cât și la primul, cât și al doilea. Singurul lucru care îl avem concret este că putem face ieșire de rețea până la școala nouă. Deja avem dus pentru organizare de șantier, ca cum, dar vom duce și ieșire până acolo. Singura condițiile, printre condițiile primite de la ANRE este lista, și care nu o îndeplinim noi, lista certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcție a cetățenilor care au casă în zonă. Dacă n-au autorizație, nu mai treabă lumea. S-a vorbit, urmează să se facă un memoriu din partea primăriei de la urbanism, să vedem, identificăm numărul de locuințe, tot este și se poate, până la urmă, se poate face... Două exemple. Deci, proprietar înseamnă proprietar cu acte. Noi, sincer, am identificat unul singur, am identificat. Pigâlea Simon, atâta la mine. Și el trebuie să mergi până la el și cu ăsta bașa. Nu, dar v-am zis, au spus că dacă se face un memoriu, okay. Tot se cere, se poate. Potem? Nu, am de proprietate. Acte de proprietate, da, acte pe teren. Dar mai terenul poți face clasă. Mai este, dacă știți, s-a modificat legea fondului funciar și se pot face intabulările, vedeți, nu e târziu, ca acum a fost, se pot face în momentul acesta intabulări și chiar dacă nu ești proprietar, pe dreptul de folosință și dacă în cei 3 ani de zile cât ai intabulat doar pe drept de folosință nu, și nu vine altcineva să solicite, o să se poată trece mai departe. Și aceste schimbări o să facă posibilă și extinderea. Cred că în momentul actual, din cele două demersuri, nu am primit aviz favorabil din partea ANRE-ului asupra acestei situații. Da. Cu situația proceselor, da, până, cred că la ședința următoare am mai avut... Da. Nu știu dacă o să mai angajăm avocat, dacă vreți să mai angajăm un avocat, veniți cu propunere. O să vă facem situația actuală a procesului și stadiul proceselor pe care le avem noi la perol. În lucrețul cu marcaj pe DJ-ul. Chiar nu, cred că noi am mai făcut o adresă către cer drum de data asta. Pentru plancarde, deocamdată pentru plancarde de delimitare a localităților. Partea de marcaje asupra drumului județean se ocupă drumul județean. Delimitare de viteză, este obligatoriu să avem la intrare în sat acolo. Și cine vrea să-l facă, domnule? Păi ei, dar trebuie insistat. Eu chiar am vorbit cu poliția Orgeș și au spus că trebuie să insiste primăria. Deci primăria, trebuie să insist. Trebuie să facem adresă. Trebuie adresă după adresă, pentru că e păcat. Vă dați seama că vin înghețuri la sol, ceață și alte chestii. Și dacă noi nu avem un marcaj, unde este curbă, unde este o... Nu avem un semn de aici, din partea asta, să vă uitați. Avem un semn valabil și pentru toată linia. Nu, dar n-am zis că e valabil numai pentru aici. Domnule, o să trebuiască și acestea, dar să nu spuneți că
când intrați în Olgești, nu vedeți că intrați într-o localitate și atunci automat, dacă nu se știe că localitatea mea de șoșe. Intru într-o localitate, dar când văd și semnul ăla, parcă îmi vine să trag crâna. Dar nu e obligatoriu tot ce trag. Nu e obligatoriu pentru că nu văd un semn acolo, mic. Nu, și dacă vedeți semnul, nu e obligatoriu tot ce trag. Din jos acolo, două case, să mă iertați că intervin, au și linii, au și trecere pietoni și au și limitare de viteză. Spune, ați în două accidente acolo. Se întâmplă. Așa. Dar ce? Nu, n-am auzit. Îmi pare rău, nu am auzit. Aia de-a două, trei. S-a întors și autobuzul pe burtă aici și nu e adevărat. Undeva pe la intrare în Sohodor. Ai fi și unde. Asta n-am auzit. Din surse, că din surse le știți. Nu, nu e adevărat. E adevărat. Nu, din surse poliției. Din surse poliției la noi. Scuze, eu nu merg pe surse. Dacă nu sunt informat. Îmi pare rău. Domnul, haideți să nu pun marcaj pe... Asupra... Până ce ni v-am spus, eu am făcut demersuri, am contactat două firme pentru a face marcajele respective. Una a venit cu un preț pe care nu am fost de acord. Mi s-a părut mare, ca să mă zic altfel. Iar a doua nu a venit cu nicio ofertă. De mergem cu aia care s-a dat un preț mai mare. Ce-i? A avut un preț, mulțumesc. Păi ce să mă zic? Înseamnă că... Dar mai ai prețul. Referitor la coșuri de fum. Sunt probleme și au fost acolo la cazul Ghiotri. Noi am intervenit așa cum am putut acolo, dar ideea este preventiv, într-adevăr, situația, și aici răspund și la domnul Boboc, situația asta, și la domnul Tufescu, o explicat ideea. Situația familiei Cifra, o știm, ei stau într-o casă dezafectată, pot să spun, luată de către Hidroelectrica. Cu al lui Marin? Nu, al lui Mocanu. Mocanu. Al lui Mocanu, care e la Teiuș. Da. Din păcate, din păcate, sunt în situație, s-au revândut casele pe românești, stau, nu știu cum să vă spun, fără forme legale, ca să luăm așa. Asta vreau să verific, dacă îmi dați voi, s-ar trebui, pe lângă faptul că putem ajuta acolo, nu putem construi noi în niciun caz, deci nu este proprietatea noastră, este proprietatea Hidroelectrica. Dacă îmi dați voi acum sau să vă pot spune, noi am luat pentru a putea ajuta situația, s-a putea beneficia de prestații sociale pe raza comunii noastre, a fost luat în spațiu. Dacă vreți, unde apare în spațiu familia respectivă, luată de către cineva. Problema se pune că container, nu știu dacă vreți, vă interesați, dar cineva, doamna vecină, haideți să lămurim. Nici pe ăla nu puteți să l-a plasați pe proprietate. Containerul, nu, iar la fel, fără cu acordul proprietarului, nu putem să-l, nu putem să atam. Deci terenul este al Hidroelectrica. Doar dacă din fondurile primăriei. Doar dacă terenul. Dăm, ori din prețul ori cu acceptul dumnealor, să facem adresă și dacă ne dă voie să instalăm. E multă lângă primărie aici, da. Tot el ați făcut mutație și... A, bun. Da. Noi am făcut mutație în ideea să putem ajuta, adică să-i putem ajuta, că erau... N-aveau domiciliul la noi și nu puteam interveni cu niciun fel de ajutor pe rând. Ne fiind cetățeni ai comunii cu tine. S-a fost frumos din partea. Container. Container. Am spus. Nu... Să vedem cum putem identifica. Noi avem pe raza comunii un container acordat la situație de urgență. Vorba de containerul de la Ulici. O să facem adresă la Isu Bacău pentru a putea să-l putem folosi și să-i dăm o altă destinație, ca să-i meargă să-l folosim la familia Cifra. Nu, dar e bine. Bine să asta zic eu ca o părere. Ulici foarte de container, frate, casa lui de bă. Domnul meu, aia o văd. Păi omul nu înțeles un singur lucru, dacă îmi dați voie. O văd ajutat și de primărie, și de AJPC, și de situații de urgență. Dar ce a luat statul de jos? Nu, 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 stat un pic. A primit bani, domnul Costică. Domnule, a primit bani. Deci a primit bani. Dacă omul, de aici acolo, nu putem noi. Deci, cum să vă spun, eu am o vorbă. Popa botează, zâlii nu dă.
s-o dat bani. Dacă el nu știu să-i gestioneze și a rămas tot în container, eu în momentul când venim să luăm containerul, ce putem face? Păi atunci rămâne bulii și rămâne cealaltă familie, ori așa, ori așa. Deci suntem în aceeași situație. Pe caz de, acum iarna și faceți iarna. Păi, trebuia în toamnă anunțat sau în timp? Domnul, dar el știa că e provizoriu. Știa, dar dacă... Domnul, păi ce să-l anunț din timp? Mergem, mutăm cu tot, uite. Haideți să punem în față neprevăzut. Da, da, vorbim, adică noi principiem lucrurile... Cu mai puțin așa, mai greu, mai cu seriozitate, în sensul că când se întâmplă, în momentul ăla se întâmplă. Deci necazul vine. Nu putem să-l prevedem noi, că, dar și găsim. Mai doarmi în gare, mai faci ceva, dar face ceva copii. Da, domnule, am înțeles. Eu am înțeles aspectul. Dar, încă o dată, containerul este proprietatea ei sub Bacău. Fără acceptul dumnealor, nu-l putem folosi, decât dacă rămâne acolo. Nu mă, un container, nu știu dacă au. Păi noi l-am adus numai de la Moinești. Deci noi l-am adus de la Moinești. Bun. Ajutor de urgență. Eu am mai multe probleme la ajutor de urgență. Și aici o să răspund și la doamna Sabin și la domnul Bogdan. Și Variciu Maricica, cât și Ciolabul Marian au fost la mine. Eu am scos, cum fac de obicei, hotărârea Consiliului Local, în care n-are prevăzut niciun leu pentru construcții, ajutare de construcții și nici pentru, decât pentru operații, cazuri de oncologie și nici pentru ochelari. Și atunci răspunsul meu a fost nu, că n-aveam cum, nu exista cadru legal. Doar dacă venim să modificăm hotărârea Consiliului Local pentru metodologia sau metoda de acordarea ajutorilor de urgență. Pentru că în hotărârea pe care noi am aprobat-o, spune, nu, eu mă, astea sunt regulile. Nu spune nici construcții, nu spune nici, de exemplu, am un caz în care a murit cineva. Și niște probleme și am zis, nu pot, deci sunt legat de mâini și picioare din punct de vedere în privința asta, deci nu pot să dau interpretare la chestia asta. Deci vine Curtea de Conturi și ne întreabă, domnule, dar ce am făcut aici așa? Și atunci aprobăm situații care le-am discutat, în care dumneavoastră ați aprobat un anumite criterii de acordare a acestor ajutoare de urgență, pe care eu trebuie să mă încadrez acolo, în categoria respectivă. Cu părere de rău, oamenii pleacă supărați, e normal, e firesc, mă văd neputincios, dar te pot ajuta ca persoană fizică, dacă ai dat primăria, dar primăria asta nu avem cum să dăm bani pentru construcții. De exemplu, la Mariana nu aveam cum. Și acum, ca Mariana nu a venit. Să vă spun la cineva că a venit la un moment dat și o zis, dom'le, dar dăm și mie o căruță de lemne. Și simplu i-am zis, bă, dar de unii lemni? Hai, dar nu, de la primărie, dar de unii să am lemni? Mă întreabă domnul Buzunaru, adică preotul la dumneavoastră la ortodox nu poate mănânta gratis. Îi trebuie bani neapărat. Ce faci? Stați o leacă, ce să facă? Ba da, domnule, n-ați înțeles ce zic eu. Da, să e... Da, am ajuns la moarte, dar nu am înțeles ce zice. Dar ce faci? Ai vorbit de ajutor de mormântare. De ajutor de mormântare, da, nu. Primul care trebuie să ajute este preotul. De acord, dar omul, n-ați înțeles. Vă rog frumos, lăsați că vine ideea. Omul vine câte primării, vine câte primar, domn primar, în momentele din necazuri, vine și îți spune, domnule, vreau și eu să mă ajut cu ceva. Și am spus, personal te pot ajuta, din punct de vedere legal nu pot. Asta e toată chestia. Deci, de mormântare nu se referă să idei preotului bani totuși la... Deci, putem ajuta în limita posibilităților legale. Dar nu putem să ieșim în partea cealaltă. Și aici vine ideea care am spus, că să venim cu... Dacă ar veni, venim cu... Ori să abrogăm, ori să amendăm proiectul de hotărâri pentru acordarea ajutoarelor de urgență și să punem pentru... Eu știu, coșul de fum, eu știu, eu ce gândesc. Părerea mea poate trebuia să interveniți la fond, dirulment în cazul ăsta. Dacă tot la ora actuală, eu am stat... Doamna Varciu v-a adus vreun act prin care dovedește... O solicitat de și spune că vreau... Nu, o scris. Scris. V-a adus vreun document prin care... Nu documente, dar nu document. Păi pentru am achiziționare unei perechi de ochelari. În cazul cum? Ăsta să achiziționezi, da, mai vedem situația. Doamna Varciu este salariată pe lucru? Este salariată, da. Și atunci... Da, domnule, n-ați înțeles ce zic eu. N-ați înțeles. Atenție ce vă spun eu.
Deci eu vă spun situația. Dar nu dată am primit un ajutor. N-ați înțeles. Mai dăm ajutor, pe eu, cum să vă spun, eu înțeleg situația, eu am cererile și știu despre ce-i vorba. Dar hotărârea Consiliului Local nu prevede așa ceva și atunci nu am cum. Cum să-i dau eu pentru hotărâri? Dar răspunsul este clar. Domnul Consiliu, vă rog frumos, domnul Crețu. Împărăștiați pământul, eu am, în urma ședinței din luna anterioară, am zis că m-am întâlnit cu cei de la Teresa. Domnul Consiliu, domnul Căliman, voi, o secundă. Tot mai bune erau mesele așa. Așa. Împărăștia pământul. Eu, deci, după discuțiile din ședința anterioară, am avut o discuție cu cei de la Țări Drum, în care am ridicat două probleme, chiar trei. Pământul de la... Pentru că ei l-au dus acolo, nu știu. Da, chiar nici acum, dacă acolo mă credeți, nu știu de ce l-au dus. Nici acum, nu văd logica. Blumea așa? Domnule, așa? O să-l luăm noi, până la urmă intervenim, să-l luăm noi ca pământ de acolo, dar să nu se facă groapă, să nu facem invers. Dar nu trebuie să luați până ce... Nu, am înțeles. Bun. Cu problema ridicată de domnul consilier Butnaru, cu pietruirea intrării spre Galieni, da, s-au pus acolo, așa cum s-au pus, ei, am discutat cu ei, păi, așa zic și eu. Nici nu mai vezi intrarea. Și revin. Și revin. Așa? Trebuie pietruit tot. Bun. Nu, ei au justificat pentru că în primăvară vin să termină partea de pot. Și până în primăvară noi rămânem acolo. Și au zis în următor. Piatra se amestecă și o aduce piatra degeaba. Eu spun ceea ce cum mă... Și problema ridicată de domnul consilier Tufescu de, cum să vă spun eu, de continuare sau nu știu cum să spun, la intrarea la școala... Da. La școala Recea, da, să poate să-mi intre microbuzul. Oricum o să vedem. Am ridicat. Problemă? Rezultatul s-a văzut. Deci nu, acolo nici, dacă dincolo, nici la, deci ambele ridicat pământul și dincoace cu școala, nu au avut nicio reacție, dincolo au pus pentru o mașină sau două de piatră ca să pot să se poată intra înspre, practic, dinspre fânarul să poate intra. Da. Și mai are încoieșire. Ca idee, ca idee acolo, ne gândim când se va vota bugetul, poate dăm un pic de ajutor și din cheltuielile pe relief, da, și din bugetul local, să facem un gard acolo la școala Recea ca oameni. Să mai vedem cu propunerii, mai... să vedem ce putem face în funcție de banii pe care îi vom avea. 20 de metri de gard se pot face acolo. Când da, și atunci să facem suporțile și intrarea cum trebuie. La ora actuală, sincer vă spun, având vremea de afară, nici nu putem interveni, ca să mai nu punem beton acolo. Nu, nu, lăsăm din primăvară de acum. Nu mai acum. Da. Domnul Dămoca, o să vă dea răspuns la amânarea sau cum, reluarea concursului. Concursului o să vă dea domnul secretar. Concursul s-a reluat datorită faptului că a existat o sesizare privind un viciu de procedură, adică lipsa referatului privind din partea compartimentului de specialitate privind stabilirea condițiilor speciale. Și pentru a... Noi am încercat în prima fază să-l amânăm, nu se mai făcea procedura cu publicitatea. Și atunci, pentru a nu avea niciun fel și pentru a nu anula, să fim băduțiat de anula concursul, l-am reluat cu procedura așa, cu screen HG, cu literă, cu punct, cu tot ce trebuie, ca să nu mai avem discuții pe această treabă. Foarte bine. Chiar pe data de 7, nu 7 ianuarie, nu? Domnul primar își avea o intervenție, dacă se poate. S-a avut intervenție. Da, hai, da, da, nu, pentru că mi-a răspuns la oamenilor. Răspuns la o întrebare. Ca de asta vă spun că se pot depune dosare. Se termină cu concursul, după aia aveți cuvântul. Se pot depune dosare încă 10 zile. De astăzi. E afișat discuții. Astăzi a fost afișat și pe site, și în monitor, și toată procedura. Iar cei care au depus în primă fază trebuie reluată cererea. Documentele sunt valabile, dar trebuie reluată procedura. Pe site oamenii probabil că citește site-ul și o să vadă ce a făcut. Da. Domnul Crețu, aveți cuvântul că spuneți că nu v-a dat mulțumit. V-am întrebat din ora din fața primăriei. Ați avut constructor aici, mi-ați promis că o rezolvați. Veni mai ia apa acolo până la urmă, dar cred că asta aș încerca. Am avut constructor aici? Da, ați avut constructor care v-a făcut treptile alea acolo. Da. Și am avut promisiunea din partea lui că o să vă întreb. Din partea lui? Da.
Să-și respecte promisiunea domnului Iisus. Păi nu, pentru că poate el ar fi vrut, dar bănuiesc că... Păi, și eu vreau acum cine știe ce, dar... Nu a avut din partea dumneavoastră... Eu n-am, deci, ca să fiu deschis... Vreau să știu, n-am avut nicio discuție cu dumneavoastră. S-audă toată lumea de aici. Aveți de gând să faceți rigolă în fața acolo? Pentru că o să faceți demersul mai departe. Da, dar nu așa cu promisiunea altora. O să puneți toate să o faceți. Nu promisiunea altora. Nu se poate. Deci s-a răspuns. Dacă nu mai avem întrebări, declară închisi lucrările. Mulțumesc, rugămintea mea este, v-am spus, în cadrul...